Să facă turism în România. Pe de o parte scoate litoralul și pune frunza, pe de partea cealaltă tolerează cu bună știință asemenea instalații pe plaje. Deși vă aduceți amintea cu două luni de zile, cu surle și cu trâmbițe, dăduse o ordonanță care să-i permită să demoleze în 24 de ore, chiar dacă se află pe proprietate privată construcțiile și această ordonanță este în vigoare, uitați-vă și dumneavoastră ce mașinuțe, estimați turiști, puteți găsi pe plaja din Mamaia. Dacă cumva soarele este prea puternic, tot pe plaje, la un metru de cearceafuri, veniți și vă dați în mașinuțe. Ăsta este turismul portocaliu în România în 2010. Noi am dat acum 3 săptămâni amendă, am informat Inspectoratul de Stat în Construcții despre ceea ce se găsește aici, documentele sunt în dosar. Ei, acest Inspectorat de Stat în Construcții, ar fi trebuit în 24 de ore conform ordonanței doamnei Nuții să vină și să demoleze. Iată, a trecut aproape o lună și lumea se bucură în voie și în plăcere pe plaja din Mamaia de mașinuțe electrice. Ca aceste utilaje puteți găsi pe toată plaja. Ca să nu ne plictisim. E bine turismul în România. Vă întrebare aveți? Ce puteți face mai mult decât amendă? Putem să dăm și am și dat amendă și să acționăm în instanță. Numai că până primim termenul în instanță, sezonul s-a terminat. Aceste utilaje trebuiau să fie ridicate fie de către Apele Române, care este compania ce administrează plaja și atunci ea are dreptul să demoleze, fie direct de către Tanti Nuții prin Inspectoratul de Stat în Construcții, pe care și l-a trecut în propria ei subordine. Ce se încasează? Nimic. Ce se încaseze? Totul, toate mașinuțele astea sunt ilegale. Da, se bucură turiști. E bine? Este să dea amendă. Da, conform legii 50. Legea 50 a fost modificată de Tanti Nuții și Inspectoratul de Stat în Construcții poate demola fără hotărârea instanței. Noi nu avem voie să facem lucrul ăsta, noi am trimis la instanță și așteptăm să ne judecăm. La toamnă când o fi frig. Și când sunt sigur că nu veți mai găsi mașinuțele aici.